deșteptarea. Se află în Paris, este vorba despre Dan Vardie de la Autopro. Bună dimineața, Dan, bine venit în deșteptarea de vară. Bună dimineața, Radu, bună dimineața, Cătălin. Ce mai e nou pe la Paris? Da, ce cum se mai întâmplă acolo? Croasantul, cafeluța, unt cu sare v-au dat? Ne-au dat toate, Cătălin. Noi ne-am dus acolo și e o mare bucurie să vă spun asta. Presa auto din România a fost și prima serie care a testat la Paris, în împrejurimile Parisului, noua Dacia Duster. Mai exact, generația a doua, faza a doua, cum o numesc francezii, sau mai pe românește, cum o știm cu toții, este faceliftul, dar s-a așteptat, a venit la timp al acestei generații Dacia Duster. Este o mașină absolut remarcabilă, așa cum știm, nu mai e nimic nou când spui că este o mașină foarte bună. De data asta, francezii și-au dorit, împreună cu tot ce înseamnă proiectare RTR România, pentru că românii își aduc o contribuție din ce în ce mai mare în proiectarea mașinilor Dacia, ceea ce cred eu că este o veste foarte bună, inclusiv la nivel de design. E bine, și-au dorit o evoluție optică interesantă, a apărut și o culoare care se cheamă exotic așa, Orange Arizona, adică un fel de roșu de deșert. Însă, ce e mai important, cred eu, este o evoluție digitală, o evoluție spre modernitatea Daciei, astfel încât acum avem, bineînțeles, Android Auto, Apple CarPlay, avem LED-uri peste tot, avem o tendință către toată tehnologia asta numită ADAS, de protecție a pasagerilor, a pietonilor. Însă, Radu, dacă îmi dai voie, haide să spun premierele, marile Sigur. Premiere care ne așteaptă. Sigur, știu că ai informații venite chiar de la conducerea grupului și suntem curioși să le avem. Exact. Eu mă uit pe internet, să știi, la niște imagini, există un clip. E da. Chiar bine mașina asta. E bine. Spun, Cătălin, francezii sunt îndrăgostiți de Duster mai mult decât românii. Mie mi se pare fabulos, sau spaniolii, să afli chestia asta. Și apropo de ce spune Radu, am luat masa și am avut o lungă discuție chiar cu președintele grupului Dacia la nivel mondial, Denis Levot, care a avut amabilitatea să-mi împărtășească o serie întreagă de noutăți în premieră mondială, pe care mă grăbesc să vi le dau aici la Europa FM în premieră națională sau mondială, alegeți voi care este formula și nu e vorbă goală. În primul rând încep cu cea mai simplă. Săptămâna viitoare, mai exact la Salon Auto de la München, va avea loc premiera mondială a noului monovolum Dacia. Este o mașină care va înlocui atât actualul model Logic, cât și Loganul MPV. De altfel, primele poze chiar apar săptămâna viitoare. Însă mult mai important este viitorul celor mai importante modele Dacia și, mai exact, în anul 2024 vom avea, oameni buni, două modele care vor schimba istoria. Unul, în primăvară, este a treia generație Duster, care, vreau să o spun de pe acum, nu va mai avea diesel, deci dieselul va dispare și va avea numai tehnologie hibridă, nu și electrică, cel puțin aceasta este decizia în momentul de față, și această premieră va fi, vă spuneam, undeva în primăvară, după care, în toamnă, va avea loc marea premieră mult așteptată a lui Bigster, celebrul concept care, da, devine realitate, este confirmat și care intră în acest segment compact pentru SUV-uri, iar Denis Levot îmi spunea că crede că aceste două modele Dacia va urca și mai sus în clasamentele europene. Oricum, în momentul de față, Duster, din punct de vedere retail, adică mașini vândute la oameni ca noi, ca tine, ca mine, Radu, Cătălin, deci nu la flote, este cel mai bine vândut SUV din Europa. Mulțumim foarte mult, Dan Vardie, pentru toate aceste informații. Te așteptăm cu toate veștile aici la Europa FM și spor la testat în continuare. Mașina. Și cu mașina, da. Dar să ne dăm și noi cu o mașină. Și vouă succes. Mașinile astea au automat, au cutie automată? Au și cutie automată. Da, au și cutie automat acum. Și chiar un motor pe benzină de 150 de cai putere cuplat la această cutie automată. Corect. Știți de ce? Și vă mai spun, Cătălin, te rog. Ascultați-mă o secundă, o cifră impresionantă. Versiunea pe GPL, cu cele două rezervoare, benzină plus gaz umplute, are, Duster, atenție, un dita mai SUV, are autonomie 1235 de kilometri.
Da, se scumpesc gazele, pe de altă parte. Da, 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 pe de altă parte totul e mai scump. Mulțumim foarte mult, Dan. Eu mulțumesc. Și spor acolo în Paris. Spor la treabă. Știi, după ce te obișnuiești cu mașina automată, devii leneș, de aia întrebi. Da, păi asta e viitorul al mașinilor automate, nu numai la nivel de cutie de viteză, ci la nivel de absolut tot, știi. Pe de altă parte, mă uitam peste o știre și vom încheia subiectul. Dacia se află în top 5 cele mai avariate mașini de pe șoselele din Europa. Asta din cauza șoferilor care se supraestimează la volan și ajung cumva în situații limită. Este un studiu făcut de un site unde se verifică istoricul mașinilor și arată că cele mai multe modele de Dacia sunt implicate în accidente rutiere frecvent, însă nu suntem noi pe primul loc în acest top. Înaintea mașinii românești se află și modele de autoturisme de mărci mult mai scumpe. De exemplu, pe primul loc în topul mașinilor avariate se află Lexus. E o mașină puternică, șoferul supraestimează calitățile lui de driver și uite, lovește biata mașină. Dacă mașina e mai mică și nu, să zic, nu are greutate mare și nu are stabilitate mare, eu mă ieși pe autostradă, că astăzi plec iar la mare. Așa. Băi, nene, n-ai ce să cauți cu o mașină de asta de mic litraj la 150 de km la oră. Serios, că n-ai ce să cauți. Dar n-ai voie, nu ai voie să mergi cu 150. Opriți-vă la 130, maximum 140. Las-o și cu 130, că e... Da, și cu 110, și mai... dacă mergi, mi se pare că... O mașină mare, puternică, poate să stea pe autostradă altfel, dar... Hai să terminăm și topul ăsta. Deci locul 1, Lexus, locul 2, Subaru și Jaguar, locul 4, BMW, și ultima în top e Dacia, la mașinile avariate, din cauza șoferilor, nu din cauza mașinilor. Cam asta ar fi. Deșteptarea